Bună ziua, astăzi mă aflu într-o scurtă vizită în localitatea Finta, județul Dâmbovița, la domnul Sorin Bivolaru, dacă nu greșesc, membru în cadrul clubului Columbofil Finta, afiliat la UCP. Bună ziua, ce faceți? Bine, sunt în Codescu Porumbei. Domnul Bivolaru, am înțeles că anul acesta, mai exact la derbiul cu Pui din toamna asta, ați obținut un rezultat foarte bun cu un anumit porumbel. E vorba de o porumbiseu, da, mai exact. Este vorba despre această porumbiță, da, care? 152. 696. Am înțeles. Este scoasă în anul ăsta, în primăvară, deci în februarie, practic zis. Ce pot să spun despre ea? A spus la bătrâni toate etapele, inclusiv fondurile, unde a clasat 3 din 4. Și mai notabil acum am introdus-o și la pui, toate zborurile de pui care a fost. A clasat 5 în țară și inclusiv Nicolaevu, care a ieșit primul loc. Am înțeles, deci reprodus în februarie, primul zbor al ei a fost începând cu luna mai, dacă nu greșesc. Da, da, inclusiv toate etapele de, din țară plus și afară. Deci cu maturii câte? 5 etape? Din care 3 fonduri, am înțeles bine, domnul Bivolaru? Da, deci 5 țară și afară au fost 4 fonduri, dintre care 3 a clasat. Pavel a ratat milimetrică. Și în luna august, când au început zborurile cu pui, ați angajat-o și aici, da? Da, da. Și la zborurile cu pui, câte etape a făcut? Prima etapă n-am introdus-o, că n-am fost acasă la Zubozia. Și i-au urmat ostrov, mă rog, toate alea în țară. Și acum la Nicolev, din 1237, am înțeles, de porumbei, a venit primul loc. Am înțeles că au participat columbofili din mai multe cluburi din zona? Da, deci a fost chiar concurență puternică. Giurgiu, București, Buftea, Ploiești, Finta, și pot să spun că au fost chiar numai porumbei puternici care au fost. Am înțeles. Deci se anunță o zburătoare foarte redutabilă, e adevărat, da? Ce pot să spun, că are voință mare. Deci nu m-a lăsat, chiar am pus bază în multe pariuri care s-au făcut între noi, așa, sportivii m-a ajutat. A venit, chiar m-a scos de înghesuială. Sunteți un zburător de fond, de preferință? Să știți, da, sunt fondist în răita asta, ne place la toată. Clubul nostru mai mult fondul îl caracterizează, deci vitezele la noi este... Ca să fie, dar rest nu. Am înțeles, ca să vă încălziți porumbei, cu alte cuvinte, nu? Am înțeles. Și porumbița ne puteți spune din ce linii se trage? Deci, ce pot să spun? La mine, în Coteț, am decât două porumbițe care e baza mea. Una e de la Oprea Florentin, așa, și una scoasă la mine, așa. Deci, linia ei. Linia lui Oprea, cum ar fi, cu combinatea mea. E adevărat că aveți un tratament din ăsta mai spartan, așa, cu porumbei, că vă place să-i antrenați pe toate... condițiile, în toate condițiile, meteo și... E adevărat? Da, păi, cum să spun, la noi aici e competiție puternică, vrem să avem cât mai bun și să fim corecți. Asta îi selectează. Zborurile mai devreme, nu-i ținuți în Coteț, acolo cu coloșii și după aia te lasă când îți iei mărgă. Principal asta e concursul. Am înțeles. Eu vă mulțumesc mult pentru amabilitatea acordării acestui interviu și vă doresc în continuare mult succes, domnule Bivolaru. Mulțumesc și eu.